Odată cu venirea primăverii și până în prezent, municipalitatea a demarat o acțiune de toaletare a tuturor copacilor de pe raza orașului Giurgiu. Cantitatea de 50 de tone de lemne strânse sunt distribuite acum oamenilor cu venituri mici. Fiecare beneficiar de acest ajutor primește acasă de la angajații spațiilor verzi 500 de kilograme de lemne. Masa lemnoasă se acordă pe baza unui aviz pe care solicitantul trebuie să-l semneze. Până în prezent au fost depuse peste 90 de cereri, iar mai mult de jumătate dintre acestea au fost deja soluționate. În urmă cu circa 2 săptămâni s-a demarat acțiunea de tăiere a copacilor care se află în declin biologic sau care sunt uscați și care vor fi împărțiți persoanelor care au probleme de sănătate, bătrânilor și familiilor nevoiașe cu mulți copii și fără venituri materiale. Lucrătorii de la spații verzi se confruntă zilnic cu diferite situații, care mai de care mai ciudate, în momentul în care merg să distribuie lemnele. Deși persoanele care solicită un astfel de sprijin spun că reprezintă un ajutor binevenit, există și persoane care refuză ajutorul, pe motiv că lemnele nu sunt sparte. Săptămâna trecută, pe strada Arozon, ne-am confruntat cu un caz în care am dus persoanei respective lemne la poartă și a refuzat să le ia pentru că nu sunt sparte. Eu nu am numărul de muncitori necesar să le duc și lemnele sparte. Și era o persoană care are copii, care putea să și le spargă. Deci a refuzat, probabil că nu are nevoie de el. Cei ce doresc să beneficieze de ajutor pentru încălzire prin lemne trebuie să depună o cerere la primărie, la care să anexeze cuponul de pensie, cât și actele medicale după caz. Potrivit directorului Eugen Dumitru, față de anul trecut, numărul solicitărilor pentru ajutoare de încălzire prin lemne este mai mare.